Să-l binecuvântăm pe Domnul pentru că a înființat familia sau nu? Amin. Dar și pentru că a îngăduit și familia în care sunteți, aveți motive să-l binecuvântați pe Domnul sau aveți rezerve? Oricum, Dumnezeu merită să fie slăvit și dacă nouă nu ne-a reușit ceva, nu El de vină, ci suntem noi. Dar eu vă doresc încă de la începutul acestei părtășii să dea bunul Dumnezeu, după slujba, după ziua de azi, familia voastră să înflorească. Spune înțeleptul în cartea Proverbele, referitor la familie, am o Biblie mai nouă care încă nu e învățată bine să predice, în 14:11, casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Dea bunul Dumnezeu, ori o ploaie, ori soare, să înflorească, să fie într-o stare mai bună cortul dumneavoastră. Aș vrea să ne îndreptăm puțin spre învățătura Apostolului Pavel legat de viața de familie. Știți, spunea, mă opresc întâi la ce zice Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 19, când a vorbit despre familie. Ei l-au întrebat dacă e voie să divorțeze și dacă da, pentru ce motive. Existau în vremea aceea două școli, una mai liberală, care permitea divorțul și dacă nu-i plăcea la bărbat, cum i-a pregătit mâncarea nevasta. O alta mai conservatoare, care îl admitea numai în condiții de imoralitate sau de lucruri mai grave. Și fiind un subiect în discuție, vedeți și acum, dacă e un subiect mai ardent, oamenii pun întrebări. Tu ce crezi despre asta? Și este interesant felul în care a răspuns Domnul. Scrie aici în versetul 4, Matei 19, oare n-aș citit că ziditorul de la început? Și apare din nou expresia în versetul 8, partea finală, dar de la început n-a fost așa. Adică Dumnezeu le-a gândit bine, pentru că atunci când în ziua 6 s-a compus familia, n-a fost ca în zilele anterioare când se spune că e numai bine, a fost foarte bine. Și atunci ei întreabă, dacă de la început așa a fost, de ce s-a amendat acest subiect? Versetul 8. Pentru ce dar au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte spărțire și o lasă? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi mii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Și noi știm cum ajunge inima să fie împietrită. Scrie la Evrei, la capitolul 4, la 3, scuzați-mă, cu 13, ci îndemnați unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciun din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ce vreau să spun de aici? O primă idee, spuneam că mă duc la învățăturile Apostolului Pavel și vă citesc din 1 Corinteni 14. Ceea ce dă întotdeauna probleme, stări negative în viața de familie, e legat de absența neprihănirii, a spiritualității. Deci întotdeauna când cercetăm viața de familie, aici trebuie să umblăm. Ca și când merge un om la medic, să ia analize de sânge. 1 Corinteni 14 cu versetul 15. Dacă voiesc să 35, 14 cu 35. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă. Ce vreau să spun cu asta? Că dumneavoastră, repet, dacă voiesc să capete învățătură, vreți să căpătați învățătură? Pe lângă ce spunem noi la biserică, dumneavoastră ca bărbați aveți datoria să puteți să explicați soților dumneavoastră. Asta înseamnă dumneavoastră întâi să fiți pus la punct și totul va fi bine când învățătura este bună la nivel de familie. Dacă cei doi cred la fel, n-au de la ce se certa. Vor proceda corect, nu vor păcătui.
Veneam odată cu un frate din misiune și era noapte târziu și ne-a apucat somnul pe amândoi. Păi ce să facem să nu, să ne adormim? Și nu mai știu care dintre noi a propus să discutăm ceva în contradictoriu, să ne se întărite duhul, să ne fugă somnul. Tu să fii de o părere și eu de altă părere și uite așa, ne ambiționăm și eu zic ca mine și tu ca tine. Zic, na, ce crezi despre asta? Credeam la fel, despre asta. Păi ne-am trudit să căutăm ceva, un subiect contrar, n-am găsit. Asta ar fi de dorit la nivel de familie, să nu aveți păreri diferite. Spune tot la Corinteni, la capitolul 1, știți că acolo erau probleme, erau certuri în Corint. 1:10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări, să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Și dacă noi credem la fel, atunci totul va fi foarte, foarte bine. Și ca să putem crede la fel, zice tot la Corinteni, de data asta vă citesc din 2 Corinteni, 4:13, însă fiindcă aveți același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem, de aceea vorbim. Obișnuiesc să le spun la cei ce urmează să se căsătorească să se pună de acord cu învățătura. De aceea nu putem fi de acord să se căsătorească nici măcar un penticostal cu o baptistă până nu se hotărăsc să creadă la fel. Da, suntem de acord să se căsătorească, dacă vine la Domnul, da, să-și uniformizeze crezul. Da, tinerii, înainte să se căsători, nu toți au chef să discute doctrină. Ei discut așa, cântarea cântărilor, nu? Da, numai că numai o cântare a cântărilor nu bea apă. Dacă veți avea același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris și în casa voastră, Scriptura va fi cea care se impune, cum s-a dus un slujitor într-o familie și nu putea să-i împace. Și ba, erau doi și unul dintre ei zice, uite, soră, vezi cum e scris? Uite așa scrie, ce zici? Ia citește tu. Ia se uite la bărbat și zice, așa scrie. Așa ar trebui să gândim. Să vrem să căpătăm învățătură. De altfel însă și prezența dumneavoastră aici mie îmi sugerează că vreți să căpătați învățătură, nu? Bănuiesc că nu a venit să le dați ceva de mâncare, nu? Nu așa. Așa. Ați ratat, ați trecut de... V-a sărit masa aia, e pentru tineri numai. Vă cere CNP-ul și nu vă mai dă mâncare. Încercați să ajungeți la înțelegere citind, rugându-vă, discutând, cerând sfat. Cuvântul, cum zice la Coloseni 3:16, să locuiască din belșug în voi. Numai cu ce este la adunare, nu-i belșug. Ce predicator și studiu am facem noi, nu-i belșug dacă nu și cercetați cuvântul acasă. Spunea o soră în vârstă. Am mers la ea și avea Biblia pe masă și un carnețel cu notițe. Zice, eu am crezut că numai predicatorii trebuie să studieze. Da, acum am ajuns la convingerea că eu mă pot hrăni citind din cuvântul lui Dumnezeu. Ea era singură. Voi vă puteți hrăni împreună să discutați. Frumos e să cunoști toată Biblia, dar poate vei spune, a, nu mă interesează pe mine cum recent m-a întrebat cineva, frate, dar de ce scrie toate numele alea acolo prin cronici, cutare născut pe cutare și pe cutare și pe cutare? Ce rost are? Zic, da, dacă era scris și numele tău acolo așa, că suna faină, bă, și eu scris. La fix o bucură aia care e scris, ce? Că nu te bucuri tot, aia care sunt pomeniți în Biblie, nu? Se bucură. Dar în mod deosebit din Scriptură, vezi cum avem noi și Biblia asta, e editată de ăștia de la Oradea, au cuvintele Domnului Iisus cu roșu. Adică sunt anumite pasaje care sunt foarte importante, că nu știm noi cum se aducea jertfa la templu. Te întreabă soția, auzi, spune, care era procedura din ziua ispășirii? Și te poți scuza, spune, stai dragă, că nu știu eu marele preot, mă întreb pe mine. Dar sunt alte teme biblice care sunt importante. Mă trebuie să știi ce ai de făcut, cum să te comporți,
ce sfat să-i dai ei? Și apoi, pe acest fundal binecuvântat, pe această bază, pot să fie învățați copiii. Scriptura spune învățătura tatălui, învățătura mamei, dimineața la amiază, când pleacă, dimineața și seara, dacă și la amiază, nu-i rău. Când te duci, când te întorci, să fie puș pe ușori ușe și așa mai departe. Deci încercați, dragii mei, să vă aprofundați în cuvântul lui Dumnezeu. Asta vă va fi de foarte, foarte mare folos. Vreau apoi să ne oprim la un text din Tit, capitolul 2, pentru că vreau să nu vă predic lung, să vă dau voie la întrebări, să discutăm așa mai liber, mai lejer, să spuneți ce probleme sunt, dacă putem să răspundem, discutăm împreună, ne sfătuim. Tit, capitolul 2. Aici sunt câteva recomandări pentru diferite categorii de vârstă, pentru bătrâni, pentru tineri, pentru bărbați, pentru femei. Și scrie de la versetul 4 că una dintre misiunile noastre este să fim ajutați de la 3, așa. Spune că femeile în vârstă, deci asta să le învățăm noi pe surorile în vârstă, trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, ci să învețe pe alții ce este bine. Deci iată că învățătura care se propagă prin familie trebuie să ajute și alte familii care sunt în formare. Să învețe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Ați auzit, da? Întâi bărbații și apoi copiii. Că unele după ce încep să vină copii, se mută cu unul dintre copii într-o cameră și bărbatul rămâne ca Isaac cu Esau în altă cameră. Dar nu se poate să-i spui la bărbat, eu pe tine te iubesc mai mult, dar mă culc cu copilașul, știi? Și apoi, cum am întâlnit într-o familie, el nu mai lua cina, l-am luat la întrebări, bietul de el căzuse într-un anume păcat și nevastă-ta știe, nu știe. Și o întreb pe ea, dar zic, care e relația ta cu soțul? E destul de rece. Dar zice, eu mă culc cu el. Și zic, unde te culci cu el? Chiloți că doarme într-o cameră și tu în altă cameră. Cum adică te culci cu el? Păi știți, mă culc cu el că accept să am relații sexuale. Și zic, cum? Păi așa pe fugă, take away, cum se spune la McDonald's, ia și pleacă. Păi, ce e asta? Dar el este mulțumit de relația asta? Tu ești încântată? Tu ai împlinire? Eu nu. Păi mi-a fost fială să-l întreb. Aveau vreo 5 copii. Când o să îl întreb? Când o să fii bunică? Atunci când o să dorm cu el doar așa ca să-l acoperi, că e frica la David. Și în felul acesta, spune apostolul, revin la text, cum ar trebui să fie femeile tinere? Deci iubindu-și bărbatul, iubind copiii, cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Vrând nevrând, ceea ce se întâmplă în familia noastră se vede. Vor afla rudenile, poate și vecinii și frățietatea. Copiii se dezvoltă în mediul acesta și se spune, asta ne spune medicina, că și copilul află încă din pântecele mamei dacă este iubit, dacă este agreat sau e primit așa în silă, că a venit peste programare. E foarte important, cum a spus împărăteasa în Seba către Solomon, fericit de cei ce te aud vorbind aici, de cei ce trăiesc cu tine în casă. Pentru că învățătura n-are numai rol teoretic să fim noi așa școliți. Și viața de familie să fie una plăcută. Vă recitesc ce scrie aici. O femeie care este, care nu-i cuvincioasă, de dată la vin, clevetitoare, care nu-i cumpătată, nu-i supusă soțului, asta face să se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în versete ulterioare aici că și la serviciu ar trebui să ne comportăm în așa fel, spune versetul 10, să nu fure nimic, să dea totdeauna dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru.
Am auzit pe Brumbra într-o predică, spunea cum s-a pocăit o femeie, că s-a dus la o pocăită și acolo mergea o predică. Era un studiu despre viața de familie și spunea că soțul trebuie să se adreseze cu buna mea soție, scumpa mea soție, plăcuta mea soție. Expresii binevenite. Și ea tot a ascultat, a tras cu urechea, că n-a înțeles prea multe și zice, băi, asta e religie bună, că mie bărbatul nu spune așa. Da, așa ar trebui să fie în viața de familie. Oricum sunt necazurile vieții, dacă sunt și copii, sunt multe greutăți. Și viața este așa de scurtă. Nu la toți e scurtă, numai ca la mine și la scumpa mea soție, 33 de ani. Părinții mei pășesc pe 67 de ani de căsnicie. Sunt și eu oarecum spre capăt de drum. Dar cât este mai mult sau mai puțin să fie ceva frumos, să te bucuri de casa ta. Am mai spus eu întâmplarea aia, poate că o rețineți, iertați-mă dacă vă obosesc repetând-o. Am uitat un bărbat de la serviciu. Da! Eu când aud pe unii cu arhaism muere, nu, e gata mâncarea. Măi, păi nu e gata, scump. Ce ești în stare să te orândești timpul, mă ții pe mine, eu vin obosit de la lucru, știi? Am mâncat, n-am mulțumit la Domnul, n-am mulțumit la Doamna și pleacă afară și un copil zice, mama, nu-ți pare rău că te-am măritat cu tata, că mi-e-mi pare rău. Deci, copiii gustă într-un mod plăcut sau suferă într-un mod neplăcut atmosfera din casă. Și dacă, drept vorbind, nu te porți frumos cu cea pe care ai ales-o, că puteai să mă alegi, că n-aveai termen, că nu te sor până la 30 de ani, te taie din listă. Puteai să mă aștepți, să mai cauți, nu? Român la slovaci, poți trece la unguri. Puteai să mă aștepți, să-l trimiți acasă, să-i dai altă adresă. Să aștepți pe un alt făt frumos să vină să te caut. Dar vă amintiți, eu ca slujitor văd când vin doi la comitet, că se căsătoresc, în ziua când îți mire, mireas, mai cu atâta entuziasm, cu atâta bucurie, așa le mai și cântăm, nu mai e flor, nu mai e voie bună, nu mai... Și îi afli după aceea, știi, după vorba aia din lume, că ori te căsătorești și nu te căsătorești, după 5 ani îți pare rău. De asta... De ce să-ți pară rău? Pentru că nu te simți bine și nu trăiești într-un mod plăcut, armonios, acolo în casa ta. Scrie la Cartea a doua împăraților, la capitolul 4, despre o femeie care îl primea, a fost o bună gazdă pentru Elisei, evident și soțul și-a dus contribuția, că lui a spus să facă ceva la mansardă. Și când a întrebat-o, vorbea cu Gehazi, de fapt, cu ce putem să ne revanșăm față de femeia asta? Și îmi place răspunsul ei, 2 regi, 4 cu 13, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Nu cred că Elisei ar fi tras așa la o gazdă care se scandaliza. Și au servit serviciile ei, cred eu, cu multă bunătate. Dar dacă un musafir își dorește asta, cum spuneam, cei din casă gustă cu mult mai mult atmosfera de acolo. Evident că nu o să vă pun să vă mărturisiți aici în public, deși în particular poate că n-ar fi rău. Și am văzut familii care suferă, atac, mognesc, nici nu-și fac temele și încearcă și să treacă sub tăcere problemele care sunt. Dar astea într-o zi vor ieși la iveală. Sau cel puțin îi vor lăsa nefericiți pe cei din casă. Sunt diferite aspecte ale vieții. De la felul în care administrează bani până la relațiile intime, la felul în care se dăruiesc pentru biserică. Viața aici se consumă, aici sunt palierele pe care trăim. Așa că, dragii mei, vreau să vă îndemn, după Scripturi, asta a fost prima idee, cu învățătura să fie unitară, biblică, deci încercați să reparați toate aceste domenii ale vieții de familie. Am avut o scumpă de soție, unele dintre dumneavoastră ați cunoscut-o, sau poate toate, că nu-i chiar mult de când a plecat, deși e aproape 2 ani. Și tot îmi pare, să spun la bărbați, că măi, puteam să fiu mai gentil.
Acum ce pot să fac? Copiii au făcut un mormânt frumos. Amintiri. Lângă poza ei așa mare, pun într-una flori naturale. Le schimb mereu. Mă uit pe câte un video tău mereu, mă uit pe poze. Îi mai scriu câte o scrisoare. Așa, când se împlinește câte un an de la nuntă, de la ziua ei, când s-a născut, de la ziua în care a murit. Dar nu mai pot să fac pentru ea ceva. Voi puteți să faceți pentru soțiile voastre. Eram la Gătaia, în județul Timiș, și am avut un studiu despre familie și a fost o pauză. Am ieșit până afară și iese un bătrânel și către mine, era bună lecția asta de auzam eu mai de mult. Dar tot pricepui ceva. Mă duc să-mi ajut baba să mulgă vaca. A fost foarte aplicativ pentru ziua aia. Mă, asta pot să fac azi pentru ea. În viața de familie este foarte important să vă dăruiți. Și aici se vede, cum le spune uneori la nunți, la mire. Zic, tu o să știi mai bine decât mine cât e de pocăită nevastă. Și ei spun, de acum o să afli, o să-l cunoști. Ca să n-ai cum să joci teatru, nu? La adunare mai jucăm teatru, nu? O, pacea Domnului, știi? Dar el n-are pace și uneori, dar nici dacă i-o dai, nu o duce acasă, știi? Că bietul Haman n-a putut duce bucuria acasă, că l-a supărat unul la poartă. Să nu ne mulțumim cu o viață mediocră, așa cum, așa mă necăjesc când întreb pe unii, cum sunteți viața de familie? Nu așa ca oameni, ne mai certăm, ne mai împăcăm. Și atunci mie, mă duce mintea, n-ai imaginați. Cum e mâncarea ăștia așa? Și mai împac, să mai certă. Bă, cum se culcă unul cu altul așa? Supărați. Cum se pregătesc pentru rai? Deci nu vă mulțumiți cu astfel de condiții, ca așa și alții. Ce e viața de familie? Un fel de coabitare a câinilor cu pisica? Și n-ai ce face, știi, așa e femeile, așa sunt bărbați. Păi să mergem la inventator și spunem, vezi că ai greșit patentul, nu? Îmi vine sorul și spune, zice, frate, m-am certat cu bărbatul, am strigat la el, am făcut așa și așa. Zic, Dumnezeu e de vină. Mai s-a speriat. O să cum e Dumnezeu de vină? Ți-o dat graie. Dacă nu-ți dădea graie, garantez că nu te certai. N-aveai cum până semne, nu prea mereu să te cerți. A dat de aia, ți-a dat Dumnezeu graie. De aia ți-a dat Dumnezeu nevastă. Cum spune câte o beată soră, că își refuză soțul să culce cu el. Spune, băi, dar mă simt doar folosită. Uneori nu e chiar simplu să înțelegi femeia în dimensiunile ei, în parametrii ei feminini, în ciudățenile dumneavoastră, care noi trebuie să le descifrăm, trebuie decodată femeia, ca să știi cum gândește, ce vrea. Poate uneori bărbații sunt mai transparenți, sau uneori am citit într-un studiu că o femeie sociologă a analizat comportamentul bărbaților 35 de ani. Asta a fost specializarea, știți? Până la doctorat și faze experimentale, studii de caz. Și a tras o concluzie, a zis, bărbații nu pot fi înțeleși. Și noi am putea spune din partea noastră, femeile nu pot fi înțelese. Concluzia este una singură, trebuiesc iubiți. Dar Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, ne poate face să înțelegem și să oferim ceea ce are nevoie celălalt. Spune același apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, așa despre viața de familie, cu toate aspectele ei, cum spuneam, cu bucătărie, cu dormitor, cu câte toate. 5 cu 13, unele femei se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și acum, de când cu lumea online, poți să te duci în mai multe case deodată, nu? Faceți o întâlnire pe Zoom, o șezătoare din asta online sau cu telefonul te duci. Așa. Nu numai că sunt leneșe, să spun că nu-i cazul, dar sunt limbute și iscoditoare și vorbesc ceea ce nu trebuie vorbit. Și zice înțelept un proverb că viața și moartea stau în puterea limbii. Cam din limbă rezultă viața. Din felul în care vorbești în casă, din felul în care vorbești în afara casei. E greu să ne controlăm limba.
Limba e ca limba în clopo, depinde cum îl miști. Că totul e de la cap la urma urmei. Limba doar se exprimă, nu ea devine, nu? Putem să facem transplant de limbă și gata, o să vorbească cineva bine de acum. Nu, dacă am face transplant de creier, atunci ar fi ceva. Și spune mai departe, vreau doar că văd de tine să se mărite, să aibă copii. Și aici, avea o învățătură corectă, e foarte important, nu vă faceți vinovați. Asta e mare vinovăție, să te joci de tata și mama fără copii. Să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrifnicului, aceeași idee din Tit, niciun prilej de ocară. Deci familia noastră să fie o perlă între pietre de nisip, în lumea asta murdară care spumegă valurile ei. Deci pe de o parte ca să avem noi plăcere și bucurie în casă. Meream o dată la o mormântare, pare mi se la Izvin, a murit fratele Gligor, 16 copii, a fost acolo și predica păstorul și spunea copiilor, ați avut un tată bun. Și am auzit eu pe sora, pe soția de lângă sicriu care a zis, nu bun, foarte bun. Da, oferă șansa asta casei tale, numai o dată trăiești viața. Și pe lumea cealaltă, a spus Domnul, fie veacul acestuia numai se însoară și se mărită. Deci să ai atmosfera, plăcerea și bucuria la nivelul casei, să-i poți împlini pe ceilalți. Dar asta, repet, nu se poate decât dacă avem o învățătură curată. Nu există în lume vreo mentalitate ca oamenii să fie fericiți în casa lor fără principiile sfinte. Nu se poate. În condiții de păcat nu este fericire. Chiar dacă noi am vrea. Dar și imaginea noastră în fața celorlalți. O biserică de altfel își va avea imaginea în localitatea unde este, după imaginea familiilor care sunt acolo. O familie bună. Apoi copiii când se vor căsători, totul este dat, se spune, îmi place vorba asta, națiunea înflorește sau se usucă acasă. Nu școala usucă națiunea. Școala este doar o fațadă a acestei realități. Nici măcar biserica nu determină în mod fundamental, ci familia. Națiunea se usucă sau înflorește acasă. De aceea v-am binecuvântat încă de la început din Proverbe 14 că cortul celor fără prihană va înflori. Să vă dea, Bunul Dumnezeu, bucurie, cum ar fi dacă v-aș da un test. Să scrieți dacă sunteți împliniți, dacă nu v-ați supăra, dacă nu v-ați mânia, dacă sunteți mulțumiți de soț, de soție. Așa să adunăm vreo câțiva zeci de întrebări și să fie așa cu punctaj de la 1 la 5. Dacă sunteți cât de cât mulțumiți 1 și mai mulțumiți 2, mai mulțumiți 3 și dacă super mulțumiți 5. Oare ce punctaj am adunat? Și să fie așa anonim, știți? Oare ar fi situația să întrebe soții, oare cum o puncta nevasta? Cum mi s-a întâmplat mie odată, a fost așa tot o părtășie de adunare și au fost întrebări. Și vine un bărbat, un bilet evident de la bărbați. Ce să fac dacă nu mă ascultă nevastă? Și de acolo a mers undeva la masă, vreo 3-4 familii și se apropie un bărbat de mine și zice nu, da, îmi spune, zice, că l-a întrebat nevasta pe drum. Tu ai pus întrebarea. Și el a zis, dar frate, n-am pus eu întrebarea. Ți-o fi altul mai îndurerat ca mine. Deci nevastă mea s-a așteptat și ea ca să pună o asemenea întrebare dacă ascultă. Așa că faceți bucurie celuilalt. Să nu fie, cum spuneam, frate, la bătrânețe, zice, Dumnezeu a făcut soția să se potrivească. Cea mea a fost gata totdeauna să se împotrivească. Țicat diavolul la Dumnezeu. Am reținut cu durere vorba asta. Și-au divorțat vieții de ei după 60 de ani. O-s gata, am suportat destul. Ce trist. Până la urmă, tot în aceeași curte s-au îngrijit unul pe altul la bătrânețe. Da? Mai întâi s-au amărât, apoi s-au făcut de minune și după aia poate s-ar fi pocăit iar. Dumnezeu știe. De ce? Poate mi-ați mai auzit vorba asta.
Eu spun că numai proștii se ceartă, asta e concluzia mea. N-am văzut niciodată un rezultat bun în urmă la ceartă. Bancă scrie în Iacob 3 că unii ceartă, acolo sunt tot felul de păcate. Deși nouă ne vine să dăm replici, să strigăm, să povestim. Și uite-te unde ajungi, ce rezolvi? Somnul nu-i mai dulce, mâncarea nu-i mai bună, apoi trebuie să te împaci. Așa cum se mai întâmplă uneori, unul greșește, alalt așa umblă, apoi cu sărmâna pe lângă el, acum te rog să mă iertă. Mai am de face uneori cu oameni și spune, frate, nu te-ai supărat? Zic, nu mă supăr, că eu sunt foarte aglomerat și pe aia trebuie să-mi fac timp să-mi treacă și n-am vreme. Da, nu numai pentru operativitate, pentru mâhnirea care o cauzează. Da, vedeți, iar ajuns de unde am pornit, dacă este pocăință. Dacă avem învățătură foarte clară, că să vă citesc numai, hai, din Efeseni 4. Dacă ar fi, zice acolo de la versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și când noi vorbim în casă, cum să fim pregătiți pentru Domnul, pentru împărăția Lui, scrie mai departe, orice amărăciune, așa să stai supărată, știi, că bărbatul nu știu ce n-a făcut. Nici nu se știe dacă putea să facă. Altă treabă. Orice iuțeală, păi frate, eu sunt coleric. Mai eu știu că ești pocăit. Orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, dar îmi place vorba asta, orice, orice, orice. Zero, nul. Din potrivă, fiți buni, miloși și la încheierea procesului verbal, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum ne-a iertat? Cu propria-i jertfă. Ne-a iertat integral și nu-și mă aduce aminte niciodată. Am avut undeva o ședință cu niște entități în cadrul cultului și una dintre părți a venit așa cu o jalbă, cu o plângere, uite că am fost îndreptățiți acolo și acolo și acolo, nu e locul chiar mare. Când am stat la masă, așa ne-am mai destins puțin, i-am vrut să-i fac să zâmbească. Zic, măi, v-ați spus durerea. Dar zic, o vorbă, tare vă pricepe să vă uitați. S-ar putea durere să fie, dar știți, la durere unii se vaită. Îmi vine minte o soră în locul de parte noi, când nășteau copiii, uia ca trenul în gară. Alta naște și poate cu aceleași dureri își mușcă buzele, deci lasă curge sânge, dar nu strigă. Deci s-ar putea să fie astfel de probleme, da? Zice și în Coloseni 3:13, dacă unul are să plângă de altul, păi îngăduiți-vă și dacă unul are pricin să plângă, iertați-mă cum v-a iertat Dumnezeu. Păi nu-și mă aduce aminte. Și unii le spun în familie, uite, hai, vă mai cunun o dată. Am zis la unii, mă, zic, vă mai cunun o dată, risc să fac o greșeală. Numai să știu că iese bine. Că să mă mai botez o dată, mă tem că e mai mare problema, da? Să mă mai cunun o dată. Dar vă puteți cununa voi, mă. Vă puneți așa pe genunchi, în ziua anunții, știți, cu... așa și... Vă puneți voi mâinile în cap. Doamne, iartă-ne, uite ce am făcut și îndură-te de noi. Și trăiți frumos, iertați. Nu știu dacă ne gândim noi ce sentiment are Dumnezeu, că pentru noi a murit Fiul lui Dumnezeu. A fost o moarte reală, nu doar așa, imaginați. Și ne iubește. Să treci, treci pe moarte și să mori pentru nevasta ta care și-a făcut Domnul Iisus. Iertați-vă unul pe altul. Am ajuns să văd, nu doar să citesc, bărbați sau femei care le-au iertat pe celălalt de imoralitate, l-a trădat și l-a iertat. Ce să mai spun de alte lucruri? Dar asta face Dumnezeu cu noi, asta ne-a iertat. Nu ne mai amintește nebuniile noastre. Și cum ar fi atmosfera în veșnicie dacă pe Domnul ar râcâi așa, dacă vi-e cunoscută vorba asta, să te deranjeze la inimă? Păi ce mi-a făcut cu tare, mă, până locuia la Nădla și l-am dus în rai? Măi, când mi-amintesc de tine, așa-mi vine să te vârli, nu știu unde, pe ce planetă să te arunc, să te izolezi. Dar Domnul Iisus nu o să aibă un asemenea comportament și noi o să ne bucurăm enorm. Spune Domnul, celui ce se iartă mult,
iubești, vrei să-l determini pe celălalt să iubească, poartă-te frumos, nu-i mai aminti greșelile și când o să vină să-și ceară tare, măi, te rog să mergi, ce-a spus atunci. Și tu spui, mă, nici nu țin minte, nu mai pierdem vremea să te iert. Mai bine decât să zici să te iert, îmi spui că mă iubești și eu de asemenea și o dovedim așa din plin, după amiază mai mult ca dimineață, că suntem mai cuminți. Gata, mă opresc aici. Sper să nu forțez sufletele voastre să vă pun să vă iubiți cu deasila. Măcar că pe un fată și o băiată nu e păcat să-i pui să iubească cu deasila, dar după ce se căsătoriți, mergi și cu deasila. Pavel, și dacă o fac cu deasila, e o slujbă care mi-a fost încredințată, că iubirea de altfel este și o poruncă. Să vă iubiți unii pe alții. Dacă porunca asta nici în familie n-are prima utilitate, unde? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uite, am îndemn și lăsați după mine, că așa era vorba, că lași acum după mine, da? Bun, gata. Să facem o rugăciune, măi. Acolo unde nu este suficient farmec, spiritualitate, iertare, să vă dea Dumnezeu harul acesta. Așa vă spune unul care nu mai are soție. Familia este ceva frumos creat de Dumnezeu. Și în familie, familia ori te înalță dacă îl lași pe Dumnezeu să te suie pe culmile rânduite de El, ori dacă îl lași pe diavolul, te coboară în adâncimile pământului și te chinui la tine acasă pe banii tăi, din propria prostie. Să rugăm pe Dumnezeu să lase har peste casele voastre, să îndepărteze Domnul duhurile care se războiesc cu voi, să vă dea pricepere, o stare de iertare, tot ce aveți voi nevoie, fiecare de data asta pentru casa lui, gata. Și dacă sunteți mari mijlocitori, gata, acum vă rugați fiecare pentru casa voastră. Și în primul rând fiecare pentru sine, știi, nu spui, Doamne, să nu cumva să te auzi să spui, că stai și pe partea surorilor acum, spui, Doamne, fă ca bărbatul să priceapă ce i-a spus fratele Iosif. Nu, te rog, acum pentru tine, îi zici la Domnul și pe românește și pe slovăcești, de două ori, Doamne, numai să te asculte. Și voi de asemenea, bun, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Am avut îndemn în timpul rugăciunii să vă spun o descoperire recentă. Eram duminică la Târgu Mureș și chiar în timp ce predicam a fost o vedenie prin fratele Gusti. A văzut undeva pe un soclu stema României, știți cum e Agvila cu crucea aia în cioc. S-a ridicat dintr-o dată așa în văzduh și s-a transformat într-un vultur viu de mărime așa unui bombardier și cum dintr-un bombardier ies focoasele, de aici ieșau așa de sub penele vulturului mai mulți vulturi și s-au aranjat în trei rânduri de atac. Un rând așa în linie mai jos, o linie de vulturi mai sus și una în spate. Aveau menirea să zdrobească familiile credincioșilor și bisericile. Și se spunea, și asta am urmărit mai multe descoperiri, lucruri mai grele de cum au fost până acum. În primul rând, în plan spiritual. La nivel de familii, prin frământările, prin greutățile vieții, și asta se spunea, și am urmărit și în alte mesaje, și vom vedea ce Biblia ne dă voie să urmărim, să judecăm profețiile, vor fi greutăți, probleme, stări de boală, vor muri mai mulți oameni ca până acum. Și între altele se spunea că diavolul vrea să-i aducă pe credincioși așa într-o stare de deznădejde, uite, Dumnezeu nu ne ascultă, avem mari probleme în societate, chiar moartea intră prin casele noastre în mod neobișnuit. Iar în biserică se lovească cu dezbinare. Că dacă era rugăciune în unitate, forțele diavolului nu puteau să distrugă. Și atunci veneau întâi să dezbine, să fărămițeze, să ducă deznădejde, să ia credința, să ia pacea. Întâi lovea rândul ăsta de vulturi de jos. Cei deasupra supravegheau și ce nu loveau ăștia, ținteau ceilalți. Iar cei din spate, ce-a mai rămas. Și când i s-a arătat vedenia, că a văzut-o în timpul predicii cu ochii deschiși, încă la sol erau niște tancuri negre. Și-a zis, Doamne, cine mai scapă? Tot ieri mi-a trimis cineva, poate că a ajuns și la dumneavoastră, un mesaj de descoperire prin fratele Aurel Băriș de la Detroit, cu două fiare, a ajuns la dumneavoastră, l-ați ascultat? E totuși de dată mai recentă. Se spunea că apărea o fiară în mijlocul pământului,
care vorbea foarte rău împotriva lui Dumnezeu și a sfinților. Era o împotrivire directă așa. Și o altă fiară care se ridica de la marginea pământului. Osca lui s-a dat de unde și cum, dar osca asta nu spune. Și fiarele astea două spunea că s-au întâlnit, a făcut ca o înțelegere, să pornească atacul. Și în timp ce fiara asta, din mijloc, vorbea foarte împotrivitor, împotriva celor sfinte, cealaltă venea și mi-au amintit de versetele din Daniel, că le știu, le știți și dumneavoastră, cum călca totul în picioare, așa, trecea peste tot. Și numai că ea călca în picioare, dar așa se cutremura pământul unde s-a așezat laba. Și credincioșii s-au împărțit în două. Unii au fost cuprinși de spaimă și căutau să se ascundă undeva, să nu fie văzut, să se facă ei cât mai mici. Și au zis că nu, asta e bine. Alții au zis că se ridicau. Și înfruntau aceste două fiare și furia lor. Și spunea Domnul, cei ce vor rămâne în picioare se vor numi biruitorii fiarei. Cutremurător mesaj, dar vremurile se pare că sunt de așa natură, de aceea am amintit aceste mesaje, sunt motive în plus, motive majore suficiente ca la nivel de familie și la nivel de biserică să strângem rândurile, să stăm în rugăciune, în post, aproape de Domnul, să nu ne temem. Una din strategiile diavolului este panica asta, care răspândește teamă. Dacă ne gândim ce va fi, știi, noi ne putem panica și citind Apocalipsa și ascultând știrile, dar e o diferență majoră. Te cuprinde oarecare, și Daniel când a văzut vedenile a fost panicat, am putea spune. Dar numai că acolo în Daniel și în Apocalipsa apare biruința lui Dumnezeu și a sfinților. Deci să nu ne temem, chiar dacă ar trebui să murim, dragii mei, s-ar putea în familiile noastre să mai intre moarte. Uite cum a fost cazul cu familia asta de la Dej, ce s-a mutat la Sălneani, a murit soțul în luna martie. Așa, un om sănătos, el tocmai m-a sunat, eu nu-i cunoșteam, m-a sunat cu, a vrut omul așa să-și descarce sufletul cu vreo două ore înainte de a pleca. Și a suportat sora pierderea soțului, dar Domnul i-a vorbit înainte că el va lua. Și acum a suportat pierderea copilului cel mai mare, care a fost stâlpul ei. Astfel de evenimente pot să apară prin orice familie. Și s-ar putea să ne doară. Cum nu m-am rugat și eu să trăiască scumpa mea soție, Doamne? Uneori mă comportam ca un copil, îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dacă mi-o să iei, așa să fiu de necăjit, o să-ți pară rău că mi-ai luat-o. Dar când Dumnezeu are în calcul lucrurile veșniciei și când e cineva pregătit, asta îmi spunea fratele ăsta de la Dej când m-a sunat și la două ori mai târziu a intrat în comă, eu știu că pentru mine momentul cel mai prielnic este acesta ca să plec. Să acceptăm dacă se vor întâmpla astfel de lucruri. Ieri îmi spunea cineva despre un caz petrecut cu 30-40 de ani în urmă. S-a îmbolnăvit o fată într-o familie, o adolescentă. Și Domnul a spus că vrea să o ia acasă. Este starea bună. Și frații au insistat și Domnul a spus, vă va părea rău. Și au insistat. A rămas, este în viață și acum, sănătoasă, a devenit judecătoare și este ateistă. Ba chiar mai mult decât ateistă, care ar putea să însemne numai indiferentă față de Dumnezeu, este împotrivitoare. Și toți se gândeau, nu era mai bine să plece atunci. Știu cazul unei familii în care Domnul a vorbit unei mame, plângeți copilul mort, da o vreme și după aceea mulțumește-m că diavolul ar fi vrut să facă să plângi pentru el toată viața și fără rezultat. Deci orice ar fi, vă spune unul care a trecut pe aici prin valea asta și știu ce miros are moartea, ne doare, suntem oameni, plângem. Dar, în mod deosebit, acum, în vremurile astea, cred că Dumnezeu ține foarte, foarte mult la ceea ce este veșnic. Noi ținem la ceea ce este aici uman, noi ne dorim, suntem legați, suntem lipiți.
Nu se poate să nu plângem, să nu ne doară. Nu spus, spunea fratele Zaharia de la Simeria, că i-a murit și lui mama când era copil și spunea la tată său, nu mai, tata nu mai plânge. Și a zis, băi băiete, poți să tai un om în două să nu curgă sânge? Și de atunci nu i-a mai zis să nu plângă. Curge sânge. Simbolic vorbind, cu lacrimi, asta este viața. Dar să privim toate acestea prin prisma veșniciei, așa că prin ceea ce v-am spus, sper să vă inspir curaj, nu să vă speriați. Să nu pățiți cu dumneavoastră ca și cu soldaților Gedeon, plecați acasă. Le-a fi pe rău după aia, că n-au participat și ei la victorie, nu? De ce le-a fost frică? Au murit vreunul? A fost foarte greu? Au fost ei flămânzi acolo cu ea din Peniel și din Sucot, dar s-au bucurat că au rămas pe front. Să fiți tari, cum avea la noi un frate, așa, pleca la urmă, știți, unii mai salută, așa, el așa saluta, mă, fiți tari, mă! Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim tari în Domnul, că nu prin puterea noastră facem ceva. Bun, dacă aveți întrebări pe tema asta sau dacă frații au completări, bucuroși.